Salutare, salutare, oameni buni! Eu sunt Marius Manole, voi sunteți pe ProTV Plus și împreună ne uităm la întrebarea mesei rotunde. Bun, eu la bază, știți că eu sunt actor la bază. Doar că, ce să vezi, actorii au emoții câteodată mari, mari de tot și mai ales când se întâlnesc cu oameni pe care îi admiră, îi apreciază, îi iubesc și care sunt un simbol așa pentru țara asta și pentru noi românii și care sunt cei mai buni ambasadori după gustul meu, adică nu ne-am putea lipsi de ambasador dacă am avea sportiv de performanță așa cum e invitatul meu de astăzi. Care invitat este, nici nu știu că n-am cuvinte, că dacă am dat o căutare pe Google mi-a apărut toate medaliile din lume, de aur cele mai multe, cred că un singur bronz am văzut și vreo două de argint, dar rest aur, 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 aur. Invitata mea de astăzi este nimeni alta decât Gabriela Sal. Bună, 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 bună. Cum e când te întâlnești cu oamenii și au tot timpul emoții în prezența ta? Și eu am emoții. Să știi că și eu sunt foarte emoționată în această zi cu alături de voi. Pentru că și pentru mine este o foarte mare plăcere, în primul rând, să te cunosc, pentru că te vedeam doar la televizor. Și eu tot la televizor. Cu toate că mie îmi place teatru și merg cu mare drag, și am mers cu mare drag la teatru până când a început această nebunie de pandemie. Și vreau să ți spun un lucru pe care poate nu l-am spus niciodată. Atunci când eram copil, în fiecare zi de marți, după seara, în cetatele jurnalul, înainte de 90, în cetatele jurnale, și marți era piese de teatru. Da. Ei, și mă uitam cu foarte mare drag la piesele de teatru din perioada respectivă și apreciam foarte tare actorii români ai noștri. Ce bine că am distrus și asta, că nu mai avem, mai avem foarte puțin teatru de televiziune. Gabi, nici nu știu de unde să încep, pentru că de fapt noi aici nici nu vorbim așa foarte mult despre realizările omului, pentru că cred că toată România știe. Vreau să-ți mărturisesc un lucru, că am scris despre tine undeva la Iași, într-un ziar, pentru că eram fanul tău și pentru că eram fan atletism pe timpul ăla și imaginam eu că o să fiu un mare atlet, n-am fost. Ieri am alergat cu greu 6 km în Parcul Herăstrău, dar tot e bine, nu? 6 km. Da, este o distanță apreciabilă, pentru că nu oricine poate să alerge 6 km. Uite, dacă eu ar trebui să alerg cu tine mâine 6 km, nu știu dacă aș putea nu să cred. Alerg 6. Nu cred. Acum sunt și eu puțin modestă. Nu e adevărat. Dar tot timpul m-am întrebat, să știi că am întrebat tot timpul ce se întâmplă cu voi după ce nu mai practicați sportul de performanță, dacă mai păstrați rutina asta, să te duci să alergi, să-ți mai faci antrenamentele, să mai ai timp, mai vrei, mai ai chef. Uite, din păcate nu avem această educație, că așa cum antrenezi organismul, trebuie să faci și dezantrenarea organismului și că nu trebuie să lași garda jos. Plus de asta, este modul prin care ne și menținem, pentru că foarte mulți sportivi după ce se lasă de... după ce se retrag din activitatea sportivă, știți cum e, încep să mănânci puțin mai mult, da. Să socializezi mai mult și uiți că na, e și un exemplu pentru cei care te privesc. Iar eu am continuat să fac mișcare și continui să fac mișcare tocmai pentru că încă sunt în mediul sportiv, pentru că încă sunt în mijlocul copiilor și atunci cum vi se pare campion mondial sau campion olimpic și să duci să vorbești copiilor cât de frumos este să te simți, să faci mișcare, să iubești sportul și să fii sănătos cu foarte multe kilograme. Cu toate că eu astăzi am câteva kilograme. Ai avut 40 de kilograme tot timpul, nu? Sau? Alergam cu 39-40 de kilograme, mă antrenam undeva la 41-42, dar asta a fost un avantaj pentru mine la momentul respectiv, pentru că nu duceam foarte multe kilograme pe articulațiile, pe articulații. Și de aceea am și fost un sportiv extrem de norocos, pentru că nu m-am accidentat niciodată. Deci eu n-am avut niciodată accidentări musculare sau articulare, cu o mică excepție când am căzut și a trebuit să mă operez un șoarece articular. Am înțeles. Așa a fost diagnosticul. Așa se cheamă? Da, pentru că a fost o desprindere de cartilaj și diagnosticul a fost de șoricel articular. Da, e frumos, pare și o boală drăguță, adică nici nu pare ceva foarte grav. Cine are șoricel articular să meargă la operație de grabă. Cum era când veneai acasă după ce câștigai? Sau cum era prima seară aia când câștigai? Erai atât, cum era? Erai... Deci câștigai aurul, olimpic, câștigai aurul la oricare și vedeai, te duceai, eu tot timpul imaginam, știi, am chestia asta când imaginez ce face sportivul, deci bun, a câștigat, îmi imaginez cât e de epuizat, dar tot timpul mă gândesc cum e rutina după, adică cum te duci acasă, te bucuri, bei un pahar de șampanie, bei un vin. Nu, că nu ai timp de așa ceva. Nu ai timp de așa ceva. În primul rând, eu cel puțin, că vorbesc din prisma mea, niciodată n-am știut să mă bucur de rezultatele pe care le-am asta realizat. Asta cunosc, că nici eu n-am știut niciodată. Mi se părea un lucru normal, având în vedere munca pe care o depuneam aproape în fiecare zi pentru a-mi îndeplini obiectivele de performanță. Așa că
A trebuit să treacă foarte mulți ani după ce m-am lăsat de activitatea sportivă și să conștientizez de fapt ce înseamnă acest palmares imens cu 11 titluri de campioană mondială, numai când spui 11 titluri este de campioană, e și pentru mine enorm astăzi, pentru că văd contextul economic și social sportiv la nivelul României. Când am câștigat medalia olimpică de aur la Sydney, s-a terminat tot protocolul, s-a făcut undeva 11:30 și vreau să vă spun că în fața stadionului m-a așteptat aproape 100 și ceva de oameni care au rămas să mă atingă. Români? Nu numai români, fanii care m-au așteptat să mă atingă și să-mi dea cadou. Reporterul efectiv a fost împiedicat și a căzut pe spate cu camera pentru că toată lumea era buluc pe mine. Mi-am pus gluga în cap de la echipament și am fugit repede în satul olimpic. Acolo m-a așteptat Mariana Bitang și domnul Belu cu un pahar de șampanie. Cert este că n-am avut timp să stau să beau un pahar de șampanie pentru că a doua zi dimineața la ora 7 trebuie să mă trezesc să merg la calificări 1500. Și atunci am intrat într-o altă concentrare și în alte obiective. Și ai câștigat și aia, nu? Am venit pe locul 3. Pe locul 3 la Sydney. Iar după aceea concentrarea mea a fost să mă întorc mai repede acasă, că mai trebuia să rămân o săptămână în Australia și efectiv nu am mai dorit să rămân o săptămână în Australia, pentru că așa mi-era cumpărat biletul de avion de întoarcere. Dar de ce n-ai rămas o săptămână? Efectiv, te bucurai și tu? Nu, mi-am dorit foarte tare să mă întorc acasă și atunci conducătorii delegației României au făcut tot efortul să-mi schimbe biletul de avion și să vină împreună cu delegația României împreună. Și a fost un moment extraordinar de frumos, că atunci când am intrat în avion, știind că sunt acolo, stewardii au venit și mi-au făcut cadou ceasurile lor de pe mână recunoaștere, respect și a fost așa un moment foarte drăguț și iar comandantul aeronavei mi-a trimis tot probabil că eu aveam 26 de ani când am câștigat medalia olimpică, el a crezut că eu sunt un copil și îmi trimitea comandantul tot felul de jucării. Mi-a trimis avionul în miniatură și m-am și simțit prost. Zic, ne ziceam soțul meu că eram femeie măritată. Zic, nu, uite și tu cum să uite lumea la mine, cum mă vede lumea. Dar cum ar fi fost? Era perioada aia, în perioada aia aveam, exista Instagram, exista Facebook, Pentru mine, evadarea n-a fost în Instagram sau în Facebook sau în telefon sau în tot felul de aplicații, și în cărți. Îmi plăcea foarte mult să citesc și era momentul în care uitam pe moment de efortul fizic, de ce a însemnat antrenamentul din ziua respectivă și treceam într-o altă lume a cărții și citeam 24 din 24, era momentul meu de fericire. Da, mi s-a făcut rușine acum. Știu că și mie astăzi, nici eu nu mai am timp de așa ceva și Chiar aseară discutam despre acest lucru, eram într-un context la Buzău și îmi povestea persoanele cu care eram la masă cât de mult le place să călătorească și să ia orașul la picior așa și să viziteze clădirile și să intre în atmosfera locală, comunitară, să vadă viața. Cum trăie și viața. Și zic, da, și mie mi-a plăcut la un moment dat, dar acum abia aștept să-mi iau vacanța în care să stau, numai să citesc și să deschid cartea și să miros paginile cărții. Da. Uite, mai rar, vezi? Asta, da, frumos. Da, nu mai îmi place să călătorești. Păi da, ești și călătorit, cred că câte ți-ai revizit, nici nu mai ții multe. Dar spune-mi, că înainte să înceapă o cursă, te trecea vreodată prin cap, aveai timp să te gândești la faptul că noi toți de acasă eram cu sufletul la gură și că o Românie întreagă stătea și se uita la televizor? Da, da. Că așa era. Să știți că stăteam nopțile când era la Olimpia, când am prins, stăteam nopțile. Să știți că pe umerii noștri era o foarte mare responsabilitate și nu spun că dă bine pe TV sau că eu vreau să... Nici nu suntem pe TV, noi suntem pe internet. Sau pe internet, dar era o foarte mare responsabilitate pe umăr, pentru că acolo nu erai Gabi Sabo sau nu știu, erai un alt nume, erai România și, de exemplu, când am ajuns favorit aproape numărul 1 la Olimpiada din Atlanta și nu m-am calificat în final aproape de 5.000, pentru mine a fost o foarte mare rușine. Și nu am ajuns în statul olimpic și efectiv mi-era rușine să mă întâlnesc cu cineva din delegația României să-i spun că eu nu m-am calificat în finală. Și dar aveam... ce a fost atunci? A fost prima mea experiență cu Olimpiada, 96 la Atlanta, am venit pe un alt continent, acomodarea, umiditatea,
toate astea și-a spus cuvântul și pentru că nu am avut o asemenea experiență, n-am știut să negociez foarte bine lucrurile. Și ce ziceai tu în timpul cursei? Sunt foarte curios. Adică era, mintea îmi spunea că poate, corpul îmi spunea că nu poate. Adică orice vroia, nu se declanșa din organism. Degeaba mintea zicea da, ești foarte bine pregătită, cu toate că după aceea am venit în sat olimpic, am plâns, m-am calmat, am încercat să mă automotivez în așa fel încât am devenit vicecampioană olimpică la 1500 de metri, pe proba de 1500 de metri, acolo de unde de fapt eram și foarte mică și nici nu aveam foarte mare experiență, pentru că ca în teatru, adică nu poți să joci orice rol la început. La început. Ai nici după aia nu poți să joci orice rol la noi. Sau să te transpui rol. Așa e și în sport, adică nu. Dacă sunt specialistă de 5.000, e greu să treci cu ușurință într-o altă probă, dar vedeți, am fost un... Tu ai putut. Exact, asta vreau să spun, că am fost un sportiv în care 98 am deținut cele mai bune performanțe mondiale pe 5 probe într-un an și e unicat asta la nivel mondial, să deții cea mai bună performanță, adică unicat. E ceva... Stau să mă gândesc că cineva cu niște rezultate ca ale tale, cu o carieră, acum ar trebui să fie cineva atât de respectat, atât de să trăiască undeva într-un paradis, să aibă o vilă lângă un lac în care să nu facă nimic, nu? Că să citească tot timpul dacă asta își dorește, să nu muncească decât dacă își dorește, să aibă toate... Adică nu se pune așa. Nu cred că dacă ai fi fost... Te-ai gândit vreodată dacă ai fi fost în America, dacă ai fost... Da, era o altă poveste. Asta vreau să zic. Dacă era într-o altă țară, da, era o altă poveste. De exemplu, adversarele mele care erau mult în spatele meu, da, trăiesc astăzi la Monaco, da. Despre asta discutăm. Păi și de ce nu ești la Monaco? Adică, de ce nu sunt la Monaco? Pentru că mi-am dorit foarte tare să trăiesc în România, să mă întorc acasă, doar că, na, acum mulțumesc că am o rentă viageră și nu numai, toți medaliații din România am primit acest privilegiu, care este foarte contestat. Cum se contește așa ceva? Da, e foarte contestat și sunt foarte multe voci să ni se retragă acest privilegiu, pentru că, na. Dumnezeule, oamenii ăștia au muncit și au sacrificat copilării, tinereți și nu numai asta, ne-au dus numele dar țării. Dar apărem cursiv în ziare cu privire la rentă și ce rentă imensă avem, dar poate... În comparație cu un om obișnuit dintr-o altă localitate, suma este mare, dar să nu uităm că știți cum e, călătorim peste tot în lume, avem întâlniri la nivel de guverne, șef de stat, personalități, nu poți să mergi acolo cu pantoful rupt, sau trebuie să ai o anumită ținută, deci dacă primim acești bani, îi și investim în modul cum arătăm în fața publicului și asta de lumea trebuie probabil cineva o să comenteze. Nu, sau nu o să comenteze nimeni, că dacă comentează ne dăm bloc foarte ușor și scoatem de pe... Nu cred că cineva poate să ceară lucrul ăsta unor oameni care au muncit pentru țara asta. Nu, dar reprezinți țara și dacă te retragi din activitatea sportivă. De exemplu, și eu astăzi lucrez pentru forurile internaționale la nivel european și mondial și nu numai. Acolo când te duci, nu poți să mergi în training. Da. Nu ne face plăcere, că e viața noastră, trainingul este parte din noi. Doar că, te duci la dineuri seara, te întâlnești cu personalitatea, faci lobby. O să iei un training frumos, cu un pantof cu toc, elegant. Faci lobby pentru țara ta, vorbești despre comunitatea ta și atunci, e o altă investiție pe care trebuie să o faci. Uite, e un subiect pe care, sincer, n-am vrut să-l abordez neapărat, dar cred că e important, într-un fel, pentru că și face parte din viața ta, a fost o altă etapă. Ai fost ministru tineretului și sportului. Da. Bun, acum noi avem foarte multe voci, nu vorbim de partide, vorbim chiar de funcția de ministru al tineretului, nu contează. Acum noi avem voci care spun așa, domnule, atleții să-și vadă de treaba lor, campionii, ce au de căutat, ei nu știu politică, nu sunt politicieni, ce caută, și eu mă întâlnesc cu asta, și eu m-am culcat ministru acolo o săptămână și m-am trezit un actor, pur și simplu. Crezi că e oportun ca oamenii care au făcut bine în domeniul lor, care sunt performanți, Să fie la nivel de ministru, să preia un portofoliu de genul ăsta? Știți cum e, după foarte multe voci ar trebui să stăm acasă și să dormim și să nu mai facem absolut nimic. Dacă accepți să te duci în anumite funcții, tocmai ca să ajuți comunitatea ta și domeniul tău de activitate, sunt foarte multe voci.
calci. Un foarte bun sportiv, dar ce experiență are, exact, în acest domeniu? Exact, așa am spus și mie. Mie mi-a spus mai urât. Mi-au spus, sunt atâția proște, se mai duce unul. Mie mi-au zis. Foarte urât. Da. Asta e cel mai nic. Știți cum e? Și pentru mine a fost o foarte mare surpriză atunci să fiu numită ministru al tineretului și sportului. Niciodată în viața mea nu m-am visat să ajung în acea postură. Da, da, da. Dar m-am uitat puțin ce s-a întâmplat pe plan internațional. De exemplu, Roxana Mărăcineanu, medaliată olimpică la Sydney, ne-am pregătit împreună în Franța, în Munții Pirinei, la altitudine, împreună alături de Beatrice Cășlaru, o altă sportivă din România de excepție de la natație. Seara stăteam la aceeași masă, beam ceai, mâncam împreună, ele veneau la mine la antrenament la stadion, seara mergeam eu să le văd cum înoată în bazin pentru olimpiadă, ne susțineam una pe alta. Eu am fost numită ministru tineretului și sportului în România și am văzut reacțiile. Și ea în Franța. Și am văzut reacțiile presei române vis-a-vis de ea și unele reacții a ziariștilor români la adresa mea. Și mi-a pus întrebarea, zic, de ce oare această discriminare? Pentru că, uite-te, ea este un om care este apreciat româncă de altfel. Româncă, născut da. Aici, da. A plecat în Franța, a făcut performanță pentru Franța. A venit această putere și a numit-o ministru tineretului și sportului cu asemenea impact frumos în presă, pe când la noi în România a fost o cu totul și cu totul altă reacție. De ce crezi că se întâmplă asta? De ce crezi că facem asta? Nu știu, chiar nu știu. Chiar nu știu. Abar n-am. Cred nici că nu știu și nici nu vreau să comentez. Cert este că i-am fost extrem de onorată să ocup această funcție. Într-un an și 8 luni de zile să fac atât de multe lucruri pentru sportul românesc, pentru că am venit pe zona tehnocrată, nu am știut să promovez, nu am știut ce importantă este comunicarea politică și că și dacă ești pe ușa ministerului trebuie să comunici că ai plecat și te-ai întâlnit, da, de exemplu, da, da, cu... Da. Nu știu. Tu n-aveai exerciții, tu făceai treaba. N-am așa? N-am avut așa, dar de unde să știu? Și plus de asta, tot cabinetul meu, de la șeful de cabinet până la consilierii mei, toți veneau din marile universități ale lumii. Eu nu am avut cabinetul de oameni politici, ci am avut oameni care au terminat, de exemplu, Sorbona. Pe care tu ai ales? Da, da. Ai făcut echipa. Da, deci am avut șeful meu de cabinet, om care a terminat la Sorbona, administrație publică, comunicare. După ce au oamenii din spate, de exemplu, am avut în echipa mea și voluntari de la marile universități ale lumii, care am chemat să vină să fie alături de mine, îi trimiteam în toate compartimentele din minister, ca seara să-mi scrie pe un bilețel ce ar trebui îmbunătățit, ce s-a întâmplat în ziua respectivă, ce ar trebui eu să fac, cum ar trebui eu să interacționez cu ei, în așa fel încât să facem lucruri pentru sport. Și într-o perioadă extrem de scurtă să reabilitez toate bazele sportive de la nivelul României, acolo unde sportivii se antrenează. Ai făcut asta? Am făcut asta. Și că am semnat protocolul de colaborare între MTS și Ministerul Dezvoltării pentru dezvoltarea infrastructurii de sport de masă și de performanță, mi se datorează. Modificările din codul fiscal pe sport care se întâmplă astăzi și sunt aplicabile, mi se datorează. Da, adică, vezi, asta e că adevărul că comunicarea, uite, vezi, eu nu știam. Uite, vezi, dar dacă nu comunici, nimeni nu știe. De exemplu, dacă astăzi vedem stadionul de atletism de la Craiova, stadionul de la Craiova de fotbal, Târgu Jiu, inclusiv stadioanele de la nivelul Bucureștiului au plecat din semnătura mea, din protocolul respectiv pentru UEFA 2020. Inclusiv cu Federația Română de Fotbal am lucrat impecabil, inclusiv pe partea asta de dezvoltare a infrastructurii sportive la nivel de școală, cu cele 400 de terenuri de sport din școală. Deci noi le-am demarat. Cine a venit după noi trebuia să le și implementeze sau să le finalizeze. Dar unele dintre ele sunt finalizate. Inclusiv bazinele de not care se termină astăzi se datorează din acel proiect. Bun, și asta o să te întreb, că eu dacă voi intra vreodată în politică și îți recunosc aici că mă bate gândul să fac pasul ăsta, pentru că vreau să înțeleg cum un om care vrea să facă, unde se opresc lucrurile. Adică unde se blochează, de ce nu se întâmplă ce ai făcut tu la Ministerul Sportului, de ce nu se întâmplă în fiecare minister. Că înțeleg că se poate, deci dacă vrei. Foarte greu. Se întâmplă foarte greu și ce am învățat în politică e trist, dar este adevărat că atunci când ți se spune da, cu siguranță să fii sigur că este nu. Și trebuie să ai o
perseverență ieșită din comun, în sensul că orice proiect pe care tu îl începi astăzi, s-ar putea să-l finalizezi în câteva luni, dar s-ar putea să-l finalizezi într-un an. Deci trebuie lumea să aibă răbdare. Sau finalizează altcineva pentru că tu vei fi dat jos oricum imediat într-un pentru an. Pentru că circuitul documentelor într-un minister este extrem de stufos. Și nu putem să facem ceva să n-ai nu mai fie. N-ai cum, dar n-ai cum, pentru că legea... Mai au nervi. Da, știu. Uite, de exemplu, dacă începi asta, vrei să faci o modificare legislativă în legea ta ca să-ți ajute domeniul de specialitate, în primul rând trebuie să-l demarezi din interiorul tău. Cine ți-l scrie, cine ți-l face, după care trebuie să-l transmiți pe traseu. L-a aprobat și toate astea. Și în momentul în care ți intră documentul respectiv în instituție, dacă nu ai o relație, să zici, mai, hai uite-te pe document, vezi, nu știu ce, stă 30 de zile. Să știi pe cineva. Stă 30 de zile. De exemplu, mie astăzi, ca director de... E trist ce vă spun, dar este, uite, mie. Da. Vreau să fac clasarea și declasarea unor obiecte de inventar. Este obligatoriu, da? Da. Din luna 6, documentele în primărie. Primăria Capitalei? Da, deci... Domnul Nicușor, facem cumva să rezolvăm și această problemă. Din 06 îmi stau documentele acolo și mă duc și întreb și ce se întâmplă. Vezi că... Dar asta este foarte important, adică nu e pentru mine, este pentru economic, sunt niște obiecte. Uite, au expirat. Da, hai să nu ne supărăm. Dar nu vreau să ne supărăm, dar este o realitate cu care ne confruntăm în fiecare zi, cel puțin în partea asta de administrație și... Asta îți spun, că este nevoie de foarte multă... Perseverență. Și nu numai perseverență. Nervi. Și nervi, da. Nervi. Și oboseală psihică și... Ce a fost mai greu, cariera de sportiv sau cariera de ministru? Oh, nici nu se compară, nu. Nu, sunt două lucruri total diferite și nu aș vrea să fac o comparație. Știți cum e? În sport a depins totul de mine, de voința mea, de ambiția mea, de pregătirea mea. Pe când aici este un anumit context, câteodată favorabil, câteodată nefavorabil și trebuie să te adaptezi în funcție de... vremuri. Da. Bun, asta este misiunea pe care noi trebuie să o facem. Noi l-am făcut că noi l-am întâlnit și ne-am apucat de vorbit, dar aici nimic, este... Da, aici este o... Aici avem masa rotundă cu tot felul de mâncăruri. Văd că la tine a fost cu preferințe în sensul în care ți-au pregătit numai mâncăruri bune cumva, exact. Dar ți-au pus niște urechi de porc, de exemplu, sau dacă or fi urechi, nu mă pricep, dar pare ceva foarte bun. Nu poate să fie urechi cu osul ăsta. Dar nu se poate să fie urechi cu ăsta. Ăsta este ceva osobuco sau ceva gen... Nu știi, pe, sigur că nu știi. Pulpe de pui, da, n-am uite, asta are păr. Are păr, dar e părul de la porc. Am înțeles. Aoleu, era să cad. Are cineva o pensetă? Să-l pensăm un pic pe la urechi. Așa, noi avem aici pregătit niște întrebări. Eu ție și tu mie. Eu mai am oricum 1000 de întrebări, să spun. Aș putea să stau de vorbă cu tine înainte să luăm întrebările. Deci tu va trebui să-mi pui o întrebare mie. Eu ție și dacă nu răspund va trebui să mănânc. Dacă răspund, nu mai mănânc. Sunt scutit de așa. Deși mi-aș dori foarte tare să nu răspund la întrebarea asta. Aș vrea să-ți răspund la toate întrebările. Așa, și asta, astea trei de exemplu. Da, și asta m-aș risca, că n-am mâncat nimic azi. De exemplu, dar tu n-ai voie cu zahăr, că tu nu mănânci cu zahăr ca sportiv. Facem o excepție. Facem o excepție. Bun, înainte să luăm întrebările, poți să le iei, sunt întrebările pentru mine. Tu te descrii, ai spus că ești un om clasic. Ce? Adică de ce? Nu știu dacă, conservator. De ce? Pentru că așa am fost. Dar ce înseamnă conservator? Adică ce conservator? Adică mi se pare că, dacă îmi fac eu autocaracterizare, mi se pare că sunt foarte sobră. Nu se pare neapărat. Așa. Da, nu știu, a trebuit să... N-am știut de glumă niciodată. A trebuit să... Adică întreb, e glumă sau e nu serios? Cred. Și o să întreb. E bună asta. Da, da, și... Foarte responsabilă. Organizată. Organizată și foarte, da, serioasă, așa, mi se pare. N-ai avut nopțile pierdute, n-ai avut niciodată. Nu cred. Nu. Eu la 9:30 dorm și astăzi. Oh, deci nu mai întreb de beții de alea că nu au existat, nu mai întreb de nimic. Bun. Păi altfel beții probabil la nu mine, să... mă aveți pe mine. Dar după să... ce te-ai lăsat de sport, ei, să zici, domnule, gata, nu, aduceți. Niciodată. Niciodată. Bun, hai, prima ta întrebare. Dacă te-ai lăsat de actorie, da, ai intrat în politică, ai devenit profesor de teatru sau ai plecat din țară? Ți-a trecut vreodată prin cap să pleci din țară de tot? Acum da. Da, 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 da. Mi-am pus întrebarea asta, ce caut eu în România în zilelor noastre, acum, da. Da, dacă n-aș fi venit în România, poate aș fi avut regretul. Dar astăzi, da, am pun un pic întrebarea, da, da, da. Da, da, și chiar am discutat cu soțul meu la un moment dat, zic, mai,
cum ar fi să o luăm viața de la capăt în altă parte. Da. Pentru liniște, nu știu dacă pentru liniște. Că și în oricare altă țară tu ești Gabi Sabo și ești cineva, cred că, care s-ar mândri orice țară. Nu știu dacă aș fi oricine, pentru că ești un străin, oriunde te duci vei fi un străin. Dar probabil că lucrurile ar fi puțin diferite față de ce se întâmplă astăzi în România. Da. 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 Bun, eu și eu mă gândesc la plecare din țară, dar mă gândesc că cu meseria mea e complicat să plec din țară, că la noi totuși limba română e limba română și orice teatru făcut în limba ta e mult mai adevărat decât așa. Corect. Profesor de teatru nu m-aș face niciodată, n-am talent pedagogic, nu știu să fac asta și de pe principiu că dacă nu știi și mai ales la tineri să-i îndrumi, riști foarte tare, adică e o responsabilitate enorm de mare să știi, este, poți să-i înveți este prost. Exact ce mi s-a întâmplat mie, că toată lumea întreabă de ce nu am devenit antrenor, pentru că n-am vrut. Da. Eu n-am vrut să fiu antrenor niciodată și nici profesor, pentru că a fi profesor este o artă. Nu oricine deține această calitate, exact. Să scutesc frumos în talentul acelui copil, da. Plus de asta seriozitatea mea, modul meu de a privi lucrurile, nu este pe aceeași linie cu cel din fața mea și atunci îmi este greu să impun un anumit stil unui copil care el este diferit față de da. Mine. Da. Da. Plus că să știți că ce am remarcat este că nu e musai să fii un mare profesionist în domeniul tău ca să fii profesor. Poți să fii un actor mediocru sau un sportiv mediocru, dar să ai foarte mari calități pentru pedagogice. Da. Da. Adică nu. Deci rămânem la asta cu politica, care da, recunosc că mă bate gândul, dar mă bate nu pentru orgoliul meu, că nu vreau să ajung nimic mai sus decât sunt, că am slavă Domnului toate, ci pentru că aș vrea să ajut undeva, adică lucrurile să meargă înainte. Pentru că și la Ministerul Culturii este... Ești doar succes. Da, nu o să o fac probabil. Nu. Da, eu doresc succes, da. Da. Bine, eu îți doresc succes, da. Bun, da. Uite, să descrii în trei cuvinte următorii oameni. Eduard Novak, Nadia Comăneci, Simona Halep. Eduard Novak, care acum este ministru? Da, și chiar acum m-a sunat. E ministru demis. Și te chiar acum da? M-a sunat. Păi să-l punem pe speaker să vedem ce face. Ce coincidență! Da, vezi? Da. Chiar acum m-a sunat. Păi trebuia să răspundă. Eduard, acum te descriu în trei cuvinte. Zi tu cum te descriu în trei cuvinte. Mie place foarte mult Eduard. Este o persoană foarte ambițioasă și îmi place foarte perseverentă și foarte curajoasă. Și îmi place modul lui de abordare și cred că dacă va rămâne ministru în continuare la tineret și sport, va putea să finalizeze un proiect care ne arde pe toți, legea sportului și strategia sportului românesc și sper să o vedem finalizată, dar așa cum spuneam, este nevoie de stabilitate și, și la Ministerul Tineretului și Sportului este nevoie de stabilitate. Oricum, astea două ministere, părerea mea este că și cultura și așa sunt foarte marginalizate și nu s-a pus niciodată preț pe lucrul ăsta. Nu, a fost o perioadă când sportul a fost foarte apreciat. Înainte de 90 și după anii 90 bine, puțin, da. Sportul a fost politică de stat, s-a investit foarte mult în sport. De exemplu, ca și ministru am avut această posibilitate să mă duc un pic pe fir și să văd ce s-a întâmplat, care au fost strategii vizionare acelei perioade și au fost impecabili. Noi nu avem astăzi asemenea oameni sau dacă îi avem sau undeva foarte în umbră și nu ies la suprafață sau nu sunt lăsați să ies. Păi hai să scoatem de acolo într-un nu fel. Nu știu cum. Nadia Comăneci. Ea este o persoană pe care o iubesc foarte tare și chiar la un moment dat, chiar înainte de Jocurile Olimpice, rula un film foarte fain pe TV cu ea, gimnasta și dictatorul parcă și chiar am sunat-o și plângeam, efectiv plângeam de emoție. Este filmul ăsta? Da, da. Este da. Film artistic sau documentar? Da, film documentar, artistic documentar. Gimnasta cu și viața ea, ei, da? Și viața ei. Să-l caut eu. Și... plângeam așa și îi scriam că ce onorată sunt că am cunoscut-o. Ce eu, da. Da, da. Da, de la un campion la un campion. Păi nimeni nu știe să aprecieze mai bine. Simona Halep. Dacă asta spunem România peste tot în lume, este Simona Halep, cu siguranță. Și eu sunt tare mândră așa că, uite că numele sportului românesc, indiferent că ea face un sport profesionist, merge peste tot în lume și că dacă astăzi vorbim de România, vorbim de Simona Halep. Da, frumos. Deci nu trebuie să mănânci, că ai răspuns. Doar da, dacă vrei. Da, mulțumesc. Bun, următoarea întrebare la tine. Uh,
Ți s-a propus funcția de ministru al culturii, iar Andrei Caramitru a postat un mesaj acid la adresa ta, atât ca actor cât și ca om. Există conflict mai vechi între voi? Cum îți explici acea postare? Nu mi-o explic nici cum. Ce se întâmplă? Suntem oameni și oamenii sunt supuși greșelii și da, m-a atacat, dar nu eu fac o dramă din asta. A fost o suferință pentru el foarte mare. Tatălui s-a prăpădit acum 40 de zile, a fost directorul meu la Teatrul Național, eu am fost într-un conflict cu el și probabil că asta îl doare ca fiu, înțeleg, poate că aș fi făcut la fel, n-am nicio problemă cu chestia asta. A zis că am un pic de talent, că sunt un Michel și că... și că ar trebui... și că sunt dornic de funcții. Toată viața mea a fost, dar eu n-am avut nicio funcție niciodată nicăieri, în afară de actor. Da, mă rog, asta e. E totuși aș mânca o guriță de prăjitură asta, pentru că n-am mâncat nimic, chiar dacă am răspuns, îmi dați voie? Da, da, cu mare drag. Bine. Deci asta, atâta. Bun. Da, Acum o să abordez un subiect. Căsnicia. Te-ai măritat foarte tânără. Nu știu ce înseamnă foarte tânără. Aveam 24 de ani. Păi în perioada asta când noi toți suntem, în primul rând suntem singuri, că nu mai avem, că nu mai suportă nicio căsnicie. Eu, în jurul meu, divorțează toată lumea. Nici nu știu ce să-ți răspund această întrebare. Păi, dar nu, că nu te-am întrebat decât dacă te-ai măritat foarte tânăr și mi-ai zis că nu. Acum știi cum e. Că aici era o întrebare, ce sacrificii ai făcut ca să menții? Nu, n-am făcut nicio sacrificii. Și zice că n-are umor, vedeți voi? Cum să fac sacrificiu? Dar cum să fac sacrificiu pentru căsnicia? Păi nu. Se presupune că eu de asta trebuie să mai lași de la tine, să mai lase de la el, să ajunge... Adică, na, voi v-ați semnat atât de bine încât n-ați avut niciodată lucrurile astea? Tu cu Jolt? Cred că sunt foarte norocoasă în acest sens, că am un asemenea soț care mă respectă foarte mult. Cred că căsnicia noastră mai mult se bazează pe foarte mult respect și iubire. Că nu ne certăm din lucruri mărunte, că ne apreciem libertatea fiecăruia și cred, și poate că o spun pentru prima oară, el s-a sacrificat foarte mult pentru mine. Da, adică, nu e puțin lucru. Da, el a stat în spatele meu ca un stâlp așa. Da, e un om extraordinar, ar trebui să-l cunoașteți și voi. Adevărat și pe lângă că este extraordinar, da. Este și foarte înalt. El mai antrenează acum? În momentul de față crește generații de copii la un club din voluntari. Într-o sală în care împartă numele și a pus bazele la voluntari la club a unei secții de atletism care într-un an și aproape 2 ani de zile sunt peste 200 de copii care practică atletismul, sportivi care deja sunt la lotul național și e foarte, foarte mândru că crește generații de copii într-un asemenea spirit, să mai știi. Se mai naște oare Gabi Sabu? Da, categoric, cu siguranță. Da? Cu siguranță, da. Când? Da. Sunt să fim știi cum e să nu spui niciodată și... Dar aș vrea să n-am 80 de ani, aș vrea să mă bucur mai de curând. O să ne bucurăm să vedeți curând, pentru că fiecare generație a dat... Știi ceva, dar nu vrei să ne spui, există nu, ceva? Nu că există, că deocamdată nu văd nimic așa strălucitor în momentul de față, în comparație cu ce se întâmplă pe plan internațional. Dar știți, poate că unii o să ne critice, sau o să mă critice spunând că... Mi s-a spus că vin dintr-o altă galaxie a performanței. Este adevărat că vin dintr-o altă galaxie, că pentru mine performanța a însemnat o altă abordare și alte rezultate. Și am fost criticată pentru asta. De ce? Pentru că nu știu să apreciez ce înseamnă un titlu național. Apreciez foarte tare un titlu național, pentru că în spatele acelei medalii este o muncă titanică. Dar dacă compar rezultatul de la naționale cu ce se întâmplă pe plan internațional, nu-ți dă perspectivă și atunci depinde și tu ce vrei ca persoană. Vrei să fii doar la nivel național sau vrei să fii bun și la nivel internațional și să te identifici după aceea cu generațiile care au făcut istorie în domeniul respectiv. E foarte mult de discutat pe marginea acestui subiect. Dar n-aș vrea să supăr pe nimeni. Da, eu apreciez și un sportiv care câștigă titlul la competițiile de stradă. Apreciez foarte mult și titlul național, dar când suntem 3 la start și ne câștigăm titlul național, atunci trebuie să ne uităm un pic în bucătăria internă și să vedem cum putem să creștem acel domeniu și acel sport și acea probă
ca să fie avem și calificări. Nu, să avem, nu știu, 100 de sportivi sau nu 100 de sportivi, dar să avem vreo 30 de sportivi ca să poți să faci selecția pentru ce se întâmplă pe plan internațional. Dar tu cum te-ai obișnuit cu asta? Adică totuși un om care muncește, mi-e greu să își vede de treaba lui, câștigă astea, să aibă parte de de hate. Adică cum? Dar se întâmplă. Dar cum? Da, de ce? Adică eu mă uit și la Simona Halep. Mă uit că eu mă cer foarte mult cu oamenii pe temele astea. Mă cert enorm pentru că văd câte unii chiar oameni de ăștia de televiziune așa care spun: măi, Simona, lasă că n-are stofă. Bă, băieți, tu alergi în parcul tinetului un kilometru. Exact. Uite-te la tine, ce faci tu, pe bune. Uite, tu ai dreptul, îți permis tu vreodată. Știți, mie îmi place foarte tare că atunci când cineva critică, eu accept cu... Înainte, poate la începutul carierei mele, m-ar fi supărat. Acum nu mă supără, mă uit și încerc să mă duc puțin pe profil, să mă uit puțin în CV, să mă uit un pic la activitatea lui, să vedem ce a făcut și cu ce se identifică. Și atunci mă liniștesc. Da, uite, asta e metoda foarte bună. Mă liniștesc. Și văd unde lucrează, că de multe ori mai și spune, sunt manager, nu știu unde, și zic, mă, dar eu n-am pe nimeni acolo, hai să întreb și eu cine este persoana asta și ce face acea persoană. Adică cât de performantă este pentru business-ul respectiv sau cât de apreciată este în comunitatea din business sau din companie. Și pe ce mă liniștesc, să știți. Mă liniștesc foarte tare. Și m-am uitat puțin la haterii care, de exemplu, unii dintre haterii mei, care sunt foarte prezenți, inclusiv cu conturi false, care i-au identificat alții, nu eu. Și m-am uitat un pic pe, zic, ok, mă critică, că n-am făcut aia, că nu fac aia bine, nu știu ce. Dar m-am liniștit, n-am făcut nimic ei. Da. Și atunci, în ce calitate mă critici? Da. Adică apreciez foarte tare să mă critique, nu știu, CEO-ul de la Facebook. Da, că nu comunic bine, pentru rău. Că... Da. Da, te-ai dus de tot, te-ai dus top of the top. Adică să mă critique, nu știu, altcineva. Dar știi care e problema, de fapt, ce am descoperit? Că oamenii care au o carieră, oamenii care au făcut o performanță, nu prea critică, pentru că știi ce înseamnă și munca, și respectul, și rar întâlnești. Poate că sunt câteva exemple, nu zic că nu. Dar pe mine mai nu mă amuză. Nu, și nu, pe mine mă amuză, nu, foarte tare. Dar acum nu spun să par eu puternică, că eu sunt puternică. Da. Na, sunt eu de 1,60 m, dar eu simt că sunt un om care și încă sunt foarte echilibrată. Adică știu când greșesc, că mă uit seara în oglindă și îmi fac autoanaliza, adică de peste zi, și chiar câteodată am așa o discuție foarte open cu soțul meu și îl întreb, care e cel mai bun critic al meu. E și din Zodia Fecioare și dacă vrei să afli un lucru... La el mergi. La el mă duc, știi, că e foarte, foarte... Tu nu ai avut nevoie psiholog, înseamnă. Niciodată, da. E singurul care îmi spune, nu e bine, n-ai făcut bine, dar de ce n-am făcut bine? Pentru că asta n-ai făcut-o bine sau nu, încearcă să-mi explice. Dar nu v-ați gândit să faceți particular, o școală de atletism particular? Nu. Niciun fel de niciodată business? Niciodată n-am vrut să mă duc pe un business, pentru că, nu știu. Nu știu, noi ne imaginăm toți că campionii după ce pleacă sunt foarte bogați. Așa ne imaginăm noi ăștia care ne uităm la televizor, chiar ne imaginăm. Păi vă uitați la fotbal foarte mult. Da, e adevărat. Dar știți că am descoperit un nou sport care va intra și la Olimpiadă, cred că peste câțiva ani, ținutul balonului în aer. Vă jur că am văzut. Da. Deci sunt unii care țin un balon în aer și care scapă balonul pe jos, peste o mașină se întâmplă asta. Nu știu de ce n-au pus un fileu, dar mă rog. Dacă scapă balonul, pierde. Asta e un nou sport care s-a născut. Da. Deci trebuie să spun, da. Eu propun așa, pentru că am vorbit oricum destul și pentru că am aflat oricum mai multe decât scriu aici. Da. Așa. Propun să trecem la ultima întrebare, care e cea mai grea cumva, zic producătorii, eu nu mă pricep. Și aici avem un ceva surpriză care ne așteaptă după ce vom pune întrebarea din acest plic. Care e sportivul român care te-a dezamăgit cel mai tare vreodată în viața ta? Dacă a existat vreunul. Nu, nu.
Da, depinde ce înseamnă, adică cum traduceți voi sau cum traduci tu? Păi nu mă refer, nu mă refer la rezultatele sportive, că aici nu poți să fii dezamăgit de un om că n-a câștigat taurul. Exact. N-a câștigat omul. Sau n-a, nu, mă refer la uman, la partea umană sau ceva ce s-a întâmplat. Sau nu, care... că nu încerc să... Știi, încerc să nu... I-am învățat un lucru de la mama. Nu, pe mine mama de mică m-a învățat un lucru, sau familia mea m-a învățat un lucru extrem de important. Gabi, oriunde te duci în lumea asta, nu judeca. Și să nu-ți dorești niciodată atmosfera dintr-o altă familie, că tu nu știi ce este acolo. Adică tu creează-ți propriul tău univers, trăiește în universul tău și nu te uita în ograda nimănui. Și să știi că m-am ghidat după lucrurile astea, știi că mai aud pe unii și pe alții că critică și așa și le spun: oameni buni, voi nu știți ce e acolo sau nu sau știți care este fericirea omului. Sau nu știți care este fericirea reală din familia respectivă. Și atunci nu pot să, necreându-mă așteptări și ne uitându-mă în ograda nimănui, atunci nici nu pot să spun că am avut dezamăgit sau m-a dezamăgit un sportiv român. Ce să te dezamăgească un sportiv român? Că suntem oameni toți cu toții și toți avem părțile bune și rele, toți greșim, toți facem fapte bune, dar asta nu înseamnă că sunt momente când le faci nevoie. A fost un conflict la un moment dat, cred că m-am amintit ceva cu alt atletă, dar nu mai știu. A, voi faceți referire atunci? Nu fac, acum mi-am adus aminte. Nu, atunci s-a întâmplat un lucru care nu mi l-am dorit niciodată. Pur și simplu, sincer, eu consider astăzi, cu mintea de astăzi, că am fost atrasă într-o cursă. În sensul că mi s-a spus că eu condiționez participarea unor sportivi în competiție. Spuneți-mi și mie cum pot să mă duc eu la un organizator, cum aș fi putut eu să mă duc la un organizator într-o țară și spun vin în competiție, dar să nu vină respectivă sau să nu vină. Ei, și de acolo a plecat totul. De adică a inventat momentul... cineva povestea asta? Nu, nu, nu că a inventat-o. De acolo a plecat. De acolo a plecat. Că eu aș condiționa participarea sportivei în pe probă cu mine, cu toate că eu niciodată nu m-am ferit de adversare. Eu întotdeauna mi-am dorit... Te-ai dorit adversare puternice ca să ai cu cine să te bați. Nu, dar cum poți să-ți afli valoarea sportivă dacă tu te duci cu adversare slabe în competiție? Gândiți-vă că eram 11 ani, am stat în topurile mondiale. Lumea și-a dorit să vină să alerge alături de mine și eu alături de ele, pentru că ne vedeam valoarea sportivă. Cerneam sita pentru campionatele europene mondiale, vedeam la ce nivel de pregătire suntem, adică eu cel puțin îmi dădeau repere unde să mai lucrez în antrenament, unde să reglez lucrurile tehnice și tactice. Niciodată n-am făcut asta. Deci a fost un scandal fals. Nu că a fost un scandal fals, s-a dus într-o zonă așa și, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Lumea nici nu știe acum, nici nu mai amintește. Dar nici nu are legătură. Relevanță. Știți cum e? Memoria colectivă este foarte scurtă. Așa important este că cei care au văzut să nu facă greșeala pe care eu am făcut-o la momentul ăla, cu toate că eu n-am făcut altceva decât să reproduc niște cuvinte la momentul respectiv. Da? Dar da, asta este. Hai să ne îndulcim un pic. Uite, avem aici o baclava, cred că foarte bună. E super bună. Că n-am mâncat așa ceva. Nu, nu mă supăr deloc. Voi mânca eu, bravo. Că eu o să fiu grăsus toată viața și nu o să fie nicio problemă, nici nu vreau să mă însor, deci e bine, sunt bine. Ia să vedem. Au, deci trebuie să fie ceva bun. Prin de miere, de albine și de zahăr. Da, e da. Baclava. E baclava și ceva cu verde. E fistic. Fistic, nu fistic. Are gust. Da. N-ai nici gust de fistică, nici numai gust de zahăr. Gabi, mulțumesc din suflet că ți-ai răpit din timpul tău. Eu vă mulțumesc sincer, cu mare drag. Nici nu pot să spun că te felicităm, că ne bucurăm. Ne bucurăm că ești sănătoasă, să-ți dea Dumnezeu să faci cât mai multe lucruri bune pe care ți le propui. Știi cum e, felicitările vin la pachet cu rezultatele. Cariera mea sportivă s-a încheiat acum foarte mulți ani. Mi-ar place astăzi să vorbim de tânăra generație și de rezultatele lor și să nu mai vorbim de trecut. Că mi se pare așa trist să... Știi că la un moment dat, na, că tot acum dau din casă, vorbeam cu soțul meu, ce trist este să mergi la televizor și să vorbești, ce frumos a fost în perioada ta. Perioada noastră s-a terminat. Este, pentru mine astăzi este o poveste foarte frumoasă pe care o încerc să o reproduc și să o transmit mai departe.
Dar dacă mă uit la filmulețele cu mine din perioada respectivă, parcă nu sunt eu acolo, știi? Da, da. Te gândi să scrii o carte sau este o carte scrisă deja? Nu. M-am gândit. Știți că m-am lăsat de sport. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să continui studiile universitare la nivel de master și doctorat și în momentul în care profesorul mi-a propus să mă înscriu la doctorat, m-am uitat la domnul profesor, la domnul Gagea și zic: domnul profesor, am doar 30 de ani, cum să fac doctorat la 30 de ani? Eu îmi imaginam că doctoratul faci la 50 de ani, la o vârstă în care ai o face. Da, pe lucrare. Da. Unde ai o foarte mare experiență de... Vai, Gambi, gândește-te că tu la 13 ani până la 30 ai o experiență. Cât ar vrea să asculte? Ei, acum, întrebându-mă tu de carte, zic la fel. Mai vreau să mai adun puțină experiență. Da, da, să știi că pentru tinerii care sunt inspirați și care vor să facă atletism, da, poate că e... Poate că timpul ăsta pe care îl lași tu să treacă în defavoarea lor și poate că ar trebui un pic grăbite lucrurile ca viitor, ca trecutul să fie un reper pentru... Eu nu fac par, adică ei au alte așteptări, tânăra generație astăzi are alte așteptări, au alte modele, se identifică cu totul și cu totul cu alte persoane care trăiesc în online, din punctul meu de vedere. Eu dacă scriu o carte, o să scriu o carte pentru generația care m-a văzut. Am înțeles. Dar nu pentru tânăra generație. Nu știi că... niciodată. Dar nu știi niciodată. Nu știi niciodată. Da. Să nu generalizăm, că eu sunt, cred că sunt cu tineri care trăiesc și pe pământ și numai pe Instagram. Lucrez cu ei, lucrez, adică sunt în mijlocul lor și de asta îți spun că îi văd, de exemplu și la sport. Se antrenează, competiție, nu știu ce. Mai, dar nu ca mine la sală, fac se fluieră încheierea meciului și următorul lucru pe care îl fac nu e să se analizeze, să filtreze, să-și facă cool down, nu, direct la telefon, ce am mai scris presa sau ce comentarii au pe acolo, știi? Da. Deci da, asta generație. No, noi ne dorim ca trecutul nostru să fie adus tot timpul în prezent, pentru că e trecutul nostru și pentru că poate fi un reper important pentru cine are urechi de auzit și ochi de văzut. Gabi, rămâi o mare campioană și asta nu ți-o poate lua nimeni niciodată. Îți mulțumim frumos. Vă mulțumim și vouă. Sunteți pe ProTV Plus, sunt Marius Manole și am stat de vorbă astăzi cu Gabi Lasal. Da.